generoși. Vreau să și introduc pe invitații din această seară. Bună seara și bine ați venit, doamna Luminița. Bună seara și bine v-am găsit. Și, bineînțeles, bună seara și bine ați venit, domnul Mircea Trifu. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Sunteți aici cu noi tot mereu și vrem, într-adevăr, ca ascultătorii noștri să învețe câte ceva și să facem împreună viața mai frumoasă. Cu ce ocazie? Să ne prezentați și mai bine pe doamna Luminița. Cum ați început, ca să ne lăudăm așa unul pe altul, însă vreau să mărturisesc că este cu adevărat folositor modul în care dumneavoastră realizați aceste emisiuni și faptul că porniți la ideea de construcție, de la a construi și de a aduce un plus de valoare în viața fiecăruia. Și mie mi se pare esențial ca aceste emisiuni să aibă acest rol de a pune o nouă cărămidă sau de a păși pe o treaptă nouă în ceea ce înseamnă cunoștințele și să depășim acest stereotip pe care în ultima vreme îl tot vedem la emisiune de televiziune, de a învârti numai niște vorbe în gură, fără rost și la sfârșit să nu putem trage nimica folositor. Eu încerc să fiu consecvent față de ideea pe care v-am spus-o în urmă cu câțiva ani, când ne-am cunoscut, ca de fiecare dată, atunci când vin la dumneavoastră, să vin însoțit de cineva peste nivelul meu și din punct de vedere intelectual, dar mai ales din punct de vedere al realizărilor. Și astăzi cred că o să vorbesc mai puțin, fiindcă avem o invitată remarcabilă, o româncă în sufletul căreia bate așa un curent din ăsta atât de profund românesc, cum în toți românii plecați din țară pentru mulți ani de zile se întâmplă. Și vă las să o cunoașteți pe colega mea, Luminița, colegă cu care, împreună cu care, alături de alți colegi din județ și din țară, construim, zic eu, cea mai nobilă echipă, structură, cea a Partidului AUR. Am înțeles. Doamna Luminița Păucean, un pic de istorie din viața dumneavoastră, pe unde ați umblat, ce ați făcut, faptul că sunteți pentru prima dată, nu știu dacă la televiziunea asta, dar la emisiunea mea, sigur. Și o să mai pun și întrebări adiționale, pentru că consider foarte mulți dintre români care stau cu inima strânsă afară din țară și ar vrea să vină. Unii au venit, iar au plecat. Cred că știți despre ce vorbesc și haideți să depănăm un pic aceste sentimente, acest amalgam de sentimente și care ar fi momentul ăla când, zicem noi, rupem pisica, da? Adică trecem și zic, bă, gata, de azi înainte, rupem cârja, rupem tot, nu mai vrem, să luăm într-o direcție de adevărată, le-a hotărât și nu-i drum înapoi. Pe unde ați fost? De unde sunteți? Sunt născută în județul Sibiu, mai exact în orașul și municipiul Mediaș. Crescând în județul respectiv, în județul Sibiu, formându-mă până la terminarea liceului, după care am mai rămas, cred că, vreo 2 ani în țară și am urmat calea străinătății, negăsindu-mi, să zic așa, un rost. Provin dintr-o familie simplă, nu mi-am permis să urmez studii universitare în țară, cu toate că mi-aș fi dorit. Sunt cea mai mare din 4 frați, o familie, frumos, da, de muncitori, să spun așa. Și da, am spus, cred că este cazul să părăsesc și eu țara, deja având cunoștințe, prieteni care s-au dus și era și poate și vârsta și dorul acela de a cunoaște și ce este în afară, am plecat. Am plecat în Portugalia, trecând prin Germania cu o pauză de o lună și jumătate.
m-am dus mai departe, având cunoștințe chiar vecini de bloc acolo, și m-am oprit în Portugalia. Am regretat în primele două săptămâni după ce am ajuns. Era foarte puternic acel sentiment de dor, de acasă. Deci vroiam acasă. Fetele de obicei au... Da, și corespondam foarte mult cu sora mea și cu una din prietenele mele cele mai bune. Plângeam și le scriam scrisori, încă se mai scriau scrisori pe vremea aceea. În 2001. Le scriam scrisori, mi-am cumpărat telefon mobil atunci prima dată, le scriam scrisori și plângeam, în care mă plângeam pur și simplu că eu nu o să rezist aici, vreau acasă. Am început să muncesc și erau români acolo și m-am împrietenit cu o româncă din județul Olt și Sibiu, pentru că s-a căsătorit în județul Sibiu, și ne plângeam așa cumva, da, una alteia. Fiecare pe umărul celelalte. Exact. Și timpul trecea, am început să învățăm limba respectivă. Nu aveam nici o tragere de inimă să o învăț. Foarte greu atunci. Da. Era foarte greu și eram foarte contrariată și cu dor de casă și am spus că nu pot să învăț așa ceva, că mi se părea și că sună foarte urât și... Da. Dar necazul te învață, fiind acolo între ei, a trebuit, am fost nevoite să învățăm, ceea ce am și făcut, și ne-am dus traiul mai departe cu dor și drag de țară. După 5 ani de zile am reușit să vin pentru prima dată acasă. M-am întors înapoi, deja am început să se înfiripeze niște sentimente așa, măi, oare am făcut bine că am plecat, parcă m-aș întoarce, parcă nu m-aș întoarce, a rămas gândul undeva acolo așa, deoparte, iarăși timpul se scurgea, veneau tot mai mulți români. Îmi dau seama, da. Ne înmulțeam pe zi ce trece și cumva ne era și mai ușor, fiind între ai noștri, dar noi ne căutam unii pe alții și ne era mai ușor deja. Totuși, ce gând v-a făcut să plecați? De aici, din România. Din România, da. Ce a fost așa de puternic de chiar a trebuit să plec? Sau a fost așa, pleacă toată lumea, plec și eu? Cam așa ceva. Deci a plecat toată lumea, vreau și eu să plec, vreau să văd cum e dincolo. Ziceau toți că e frumos, se câștigă mulți bani și după aceea se întorc acasă și își construiesc una și își cumpără alta și așa. Da. Și până la urmă așa a fost sau nu? Nu. Cum a fost? Deci tocmai din contrariul a fost. Am strâns bani, dar nu i-am investit în ceva anume. M-am dus puțin înapoi în România și am spus vreau să studiez ceva. Și atunci m-am înscris la cursurile de turism, management de turism, și am urmat cursurile și am spus că... Portugalia. Da, banii nu sunt atât de importanți pentru mine și este mai bine totuși să mă întorc cu ceva, cu o experiență acasă pe care, cu toate că atunci nu mă gândeam să mă întorc în România, pe parcursul anilor, cred că și la terminarea studiilor, am spus este un plus valoare dacă eu vreodată mă reîntorc acasă, să aduc toată această experiență la mine acasă. Și da, întâmplarea a făcut că familia mea a fost o parte din ea, au venit și ei în Portugalia, după care s-au mutat în Germania, eu rămăsesem singură acolo și după terminarea studiilor, după ce s-au născut primii copii, m-am tras și eu lângă ai mei, să zic așa, am zis, mă gândeam deja, sunt mai aproape de România, am și familia acolo și da, cred că o să fie mai bine. Ei, după ce am ajuns în Germania... Soțul e tot român, da? Nu, este de origine portugheză, acolo ne-am și cunoscut și da.
am început să... Nu vreau să mă mai întorc acasă, îmi spuneam, nu vreau să uit de România, dar am fost invitată la evenimentele acestea care unește tot român, nuntă, botez, mormântare și așa mai departe. Și ni s-a cerut să, să venim acasă și să îmbrăcăm portul național. Și am luat copii, le-am cumpărat mi-am cumpărat și eu și ne-am dus acasă. Am venit acasă. Da. E bine, ne-am dus acasă. Da. Foarte bine, da. Am, la biserică, părintele a rămas plăcut impresionat că venim din afară și purtăm portul național, sătenii neavându-l la acel eveniment. Corect. Și am spus că noi în Germania sau în Portugalia, chiar și acolo, am... Cu toate că eu la vremea respectivă nu aveam IE, nu aveam portul nostru național, dar la sărbători, când ne întâlneam la biserică, vedeam românii care purtau. Frumos. Și am spus părintelui că așa se obișnuiește în afara țării, ca la biserică, românul să poarte încă portul național. Ne era chiar foarte drag și eram mândri de el. Și de la acel eveniment am început să vin în toate vacanțele copiilor în România, am început să vizitez România an de an și deja nu mai îmi doream să mă întorc în Germania. Vroiam să mă întorc acasă. Și timpul a trecut, dorul deja era... Ne stâmpăram dorul mai des, pentru că venind acasă era evident că ne simțeam mult mai bine, nu mai eram chiar atât de înstrăinat, să zic așa, dar nu era complet încă și după ce a început pandemia aceasta cu acest virus, am spus gata, cred că acum este momentul. Deci v-a ajutat acest... M-a ajutat pacoste. Și în același timp a fost și aderarea mea la Alianța pentru Unirea Românilor, pe care am făcut-o în Germania. Sentimentul acesta, când am văzut patrie, naționalism, patriotism, familie, credință, am spus, parcă mi se potrivește. Și cu dorința aceasta de a mă reîntoarce acasă, am spus, acum este momentul. Și am început să fac toate demersurile, să-mi anulez acolo ce aveam de anulat și anul trecut, în septembrie, am reușit să revenim. Cu familie, cu tot? Da, cu copii. Soțul a rămas încă în Germania, este cu contract acolo, vine și ne vizitează sau mergem noi, mai având acolo încă și frate, soră, mama. Am reîntors acasă și am spus că merită să fac acest lucru pentru că țara noastră are nevoie de noi. Pe undeva chiar îmi pare rău că am plecat și am irosit acești 20 de ani în afara țării pentru că consider eu, deci părerea mea personală, dacă noi nu am fi plecat în masă, în afara granițelor, România nu cred că ajungea în stadiul în care este. Am fi rămas aici și unii dintre noi, nu spun toți, tot am fi făcut piept și am fi reușit poate să preîntâmpinăm anumite evenimente sau decăderi ale sistemului sau nu știu cum să le numesc. Așa ne place să credem, da. Da, da. Numai că poate că nu era așa. Poate că... Este o părere de-a mea personală, am spus, da. Da, poate că și eu personal asta mă aștept, ca totuși românii care au ajuns fiecare pe cine știe ce meleaguri să se trezească și să vină cu valoare adăugată înapoi în masă. Și atunci, într-adevăr, schimbarea ar veni mai rapid un pic, pentru că sunt alte valori și, na, acum, de multe lucruri, cred că v-ați lovit și când ați venit, mentalități diferite și sunt foarte multe lucruri. Eu am o pasiune pentru cei care vin afară, de afară, da? Diaspora care vine și se reîntoarce și o să vă pun mai multe întrebări, pentru că vrem să mișcăm cumva inima celor care sunt afară, chiar și cei care ne văd și ne ascultă din țară pot să dea link-ul afară ca
să vadă că într-adevăr este o valoare net superioară mai mult decât banii, exact cum a spus, venitul acasă și pus umărul la acolo unde trebuie, ca să fie și viața noastră diferită. Mă bucur mult de asta. Eu totuși aș mai sapa puțin. Aș mai, da, și chiar dacă văd, nu știu cât pot vedea telespectatorii, chiar dacă sunt emoțiile în vârful nasului, le puteți da drumul, nicio problemă. Pentru nu că, mai sunt, au dispărut de la, s-au disipat. Pentru că este nevoie și de latura aceasta pentru unii, ca să fie mișcați de adevăratelea, sau chiar să poată acel mică picătură care umple paharul, care să decide să se hotărească să vină acasă. Pentru că nicăieri nu-i mai bine ca acasă, cum știm și noi. Da. Deci am înțeles că ați plecat așa cu valul și, de fapt, ce ați găsit nu seamănă cu reclama. Nu. Și a fost foarte greu. Încă un lucru vreau să întreb, de ce pleacă românii din Portugalia? Am prieteni care au plecat din Portugalia, au avut business-uri bune și au plecat în Norvegia, au plecat în Germania. Portugalia consider că este o țară turistică și dacă nu muncești în turism și dacă propria țară nu investește în turism, nu prea ai ce afaceri să îți dezvolți acolo. A fost perioada aceea în care, când am ajuns noi, când se construia foarte mult, era plină de turiști, într-adevăr, și bărbații munceau construcții, iar fetele mergeau în hoteluri, restaurante, cam acesta era. În agricultură mergeau mai mult portughezii, în plantațiile de citrice și ce mai aveau ei pe acolo, dar dacă nu se investește masiv în turism în Portugalia, altceva, deci nu ai ce face. Din turism au plecat. Din turism au plecat. Ce nu-i bine acolo? Cred acum că și dumneavoastră tot turismul studiat. Nu zic că nu e bine. Avem latura asta, rădăcina asta latină. Așa. Și soare, dans, distracție, deci suntem puțin așa mai pe o parte. Merge și așa, mergem și ne distrăm, ziua muncim puțin, seara prin baruri și cam asta e mentalitatea. Ei, dacă vine un om care a și studiat poate acasă sau studiază acolo, începe să îi se aprindă poate alte becuri și caută altceva. Suntem oameni care avem poate alte așteptări sau ne dorim ceva mai mult de la viață sau de la noi înșine și atunci începem să căutăm altceva. Ce v-a făcut să lăsați Portugalia pentru Germania? Familia doar. Familia. Mi-a plăcut să lucrez în turism prin prisma asta a contactului cu lumea și cu lumea din tot globul pământesc, pentru că veneau turiști de peste tot. Și îmi plăcea contactul acesta cu diferite culturi, diferite persoane și asta, din cauza asta mi-am și ales să studiez turismul. Dar rămânând singură, cumva, familia mea fiind în Germania, soțul iarăși era plecat în Africa, muncea, nu mai muncea deja în Portugalia, el fiind inginer, nu se mai completa acolo, nu se mai găsea în area lui și din cauza asta a părăsit și el propria țară. El ce simțăminte are față de țara natală? E la fel? Noi românii suntem diferiți față de alte popoare vis-a-vis de casă, de țara proprie. Are dorul acesta de casă și chiar recent mi-a spus că da, și lui ar place să revină acasă și să trăiască acolo, să muncească, dar pentru că nu se poate, nu are ce să facă. Latura asta așa naționalistă ca mine, să zic așa, nu cred că e atât de dezvoltată la el. Am înțeles, da. Dar dorul de casă îl are. Am înțeles. Care a fost picătura care a umplut paharul și a zis de azi nu se mai poate, trebuie să mă merg acasă? V-am spus, pandemia și intrarea, aderarea mea la
în Alianța pentru Unirea Românilor. Deci prima dată a fost aderarea mea la... Deci să înțeleg că dumneavoastră aveți așa un spirit ca unde intru trebuie să crească, da? Ca o fel de drojdie. Nu? Da, deci sunt omul care muncește cu drag. Deci unde mă pui, acolo muncesc. Vreau să fac bine ceea ce fac și... Să face să crească, îmi place să fiu exemplu pentru ceilalți. Nu îmi place să îmi bat joc de munca nimănui, de nimeni ca persoană și... Da, avem aici niște mesaje. Respect, doamna Luminiță. Mulțumesc. Da, și mai sunt și altele. Foarte, foarte frumos. Aceste povești de viață fac foarte mult. Acum sunt multe amănunte care nu se pot spune, dar totuși am vrea cel puțin prin emisiunea de față sau ciclul emisiunilor noastre de Next Level, vrem ca toată diaspora să ajungă la Next Level în România pentru că aici cred că le e locul cu valoare cu tot și bineînțeles pentru o perioadă de timp ar trebui să înțeleagă că trebuie să depășească niște greutăți ca să schimbăm cel puțin mentalitatea România la partea de administrație, că acolo stă mai prost un pic. Consider că schimbarea pleacă de la noi. Corect. Dacă eu vreau să văd ceva în celălalt sau în locul respectiv o anumită schimbare, prima dată trebuie să mă schimb eu, să fiu eu exemplul acela de schimbare, să spun, după ce eu arăt că într-adevăr m-am schimbat sau îmi doresc ceva bine pentru celălalt, pentru țară, celălalt vede, nu are cum să nu observe acest lucru și spune, da, poate să-mi ceară, este în drepturile ei să-mi ceară ceva mie, pentru că ea, uite, face. Corect. Cum vi s-a părut după ce ați venit, cum vi s-a părut diferența de mentalitate? Pentru că dacă ați trăit câțiva, nu știu, zeci de ani, nu chiar mulți, dar cu două cifre, nu? Anii care ați fost afară. Da. Cum vi s-a părut acest, nu știu, șoc sau ce a fost? Nu a fost chiar un șoc. În ultimii 5 ani am venit anual. Uh-huh. Copiii au început deja să prindă gust, să spun așa. A început să le placă în România, aveau prieteni și când am decis eu prima dată în mintea mea să mă întorc acasă, i-am întrebat pe copii. Așa. Am spus, ce spuneți? Ați vrea să ne întoarcem în România? Să ne întoarcem eu să mă întorc, că ei s-au născut toți dincolo. Să trăim acolo? Și au sărit toți în cor și au spus da! Eu am rămas puțin plăcut, surprins, într-adevăr, și vă dați seama că mi-am luat inima și am zis da, dacă și ei vor, atunci chiar trebuie să fac acest pas, să mă întorc acasă. Și m-a ajutat foarte mult și acest aspect. Câți copii aveți? 5. Wow, frumos! Foarte frumos! Și toți? Sau sunt și din Portugalia și din Germania? Da, și în România, 2 în Portugalia și 3 în Germania. Da, foarte, foarte frumos. Da, și mi-ar fi plăcut să fi fost unul dintre ei, să se fi născut în România, chiar vorbisem acest aspect, dar nu a fost să fie. Acum, important este gena românească, da. Că restul se mai face de la sine. Se mai face un buletin, se mai face un pașaport, nu? Se mai face orice. Dacă totuși ați urmărit pe copii, care au fost lucrurile care i-au plăcut de România sau de oamenii din România? Cum adică? Care au fost lucrurile? I-ați întrebat pe copii. Da, cum? Mi-a spus mai devreme că la copii le-a plăcut mult România și s-au făcut prieteni în România. Ce le-a plăcut? I-a zis gata vremea în România. Nu ieșeau. În Germania am locuit la bloc, în oraș. Ieșeau și acolo afară și se jucau cu copii, dar nu prea aveau prieteni. Deci prietenia aceea se legase cumva la școală și aveau poate un prieten, să spun, mai bun din clasa respectivă cu care se întâlneau poate în afara școlii și foarte rar. Deci copiii mei se întâlneau în timpul lor liber sau în weekend cu verișorii sau cu copiii românilor din comunitatea parohiei. Așa. Deci tot cu români. Și
venind în vacanțe și umblând pe ulițele satelor noastre, i-am și plimbat puțin prin țară. Bine, da? Da, i-am dus și la mănăstiri și locuri. N-am ajuns încă la mare cu ei, dar sunt copii plimbați, pot să spun. Și în Germania i-am plimbat și în alte țări au mai fost, dar au simțit o libertate aparte, deci era diferit. Bucuria copiilor de aici, veneau la poartă, intrau în curte, strigau, haideți afară! Sau mergem acolo, mergem dincolo, au început să umble pe dealuri, la corcodușe, cum mâncam noi corcodușe verzi când eram copii, mere verzi și așa mai departe, lucruri pe care în Germania nu le întâlnești. Deci acolo fiecare părticică de pământ este a cuiva și trebuie cu permisiunea persoanei respective să pășești pe acel teritoriu ca să poți să-ți însușești ceea ce îți dorești. Dacă se găseau cireși sau, mă rog, alți pomi fructiferi pe marginea unei șosele, să zic, secundare, din oraș spre un anumit sat, dacă opreai mașina și culegeai de acolo, nemții se uitau la tine, așa. Unii chiar spuneau că acele fructe sunt stropite, otrăvite și că nu ai voie să mănânci. Ceea ce aici în România nu, copiii n-au întâlnit așa ceva. Da. Și deci gustul libertății în România. Da, are... da, deci ei au simțit, pe propria lor piele această diferență, chiar la vârstele pe care ei le au. Și vorbind foarte bine limba română, pentru că acasă noi am vorbit numai limba română, li s-a părut fantastic. Da, înseamnă că traiul nostru românesc ar mai trebui... Noi am trăit românește. Deci da, da, da. Românii adevărați în afara țării trăiesc și gândesc românește. Mai românește decât în România. Da, da, da. Dacă noi vrem, știți dictonul ăsta, vrem o țară ca afară. Nu. Chiar vorbeam în mașină cu colegii, cred că noi trebuie să vrem o țară ca odinioară. Da, foarte frumos. Uite, și notez acest lucru pentru că este foarte important să... Este bine să fie și ca afară, dar o țară ca odinioară. Cred da. Că este mai corect. Și ați venit în România cu familia, nu? Să înțeleg? Copiii continuă școala? Da. Le place în România la școală? Le place. I-am avut în primul semestru la Jitvei, la școală, deci o școală de comună, după care m-am mutat eu la media, să zic așa, la cabinetul senatorului Gheorghe Adrian Cătană și pentru a-mi fi mai ușor, i-am mutat și pe ei la școală în Mediaș, din al doilea semestru. Și știind limba germană, i-am dus la o școală germană. Au fost foarte contrariați și mi-au spus, mami, nouă ne place mai mult în Jitvei la școală, pentru că se vorbește românește. Mm. Tu ne-ai spus în Germania să vorbim numai românește acasă și acum ne aduci în România să vorbim germană. Îi felicit. Da, aici mi-au dat ei o lecție, să spun, de viață, da. Am spus că da, vă înțeleg, dar cumva să mă scot pe mine, le-am spus, haideți că și vă place să vorbiți între voi acasă germană, măcar nu uitați limba, uite, mai aveți verișorii în Germania și totuși zic să nu se piardă. Oricum sunteți români, vorbiți românește. S-au obișnuit după un semestru de școală. Dar, da, tot nu este ca la școala din da, România. De ce ați ales Jitvei, totuși? Am o verișoară acolo care m-a rugat, ea fiind singura acolo din familia ei, să spun așa, căsătorită cu un localnic, auzind că eu vreau să revin acasă, mi-a spus, m-a rugat frumos să merg la ea în sat. No, frumos, foarte frumos. Și eu crescând la oraș, și în Portugalia și în Germania trăind tot la oraș, la un moment dat am spus nu mai vreau la oraș. Și erau și orașe mari, am trăit în capitala Portugaliei, în Lisabona, în Germania un oraș destul de mare și am spus da, nu mai vreau la oraș. Vreau la țară.
Și asta am și făcut. Mi-aduceam aminte și de vacanțele pe care mi le petreceam la bunica și aceste vacanțe pe mine m-au marcat foarte mult, pentru că de fiecare dată când venea vara și mă trezeam pe vreun câmp, mergeam la plimbare cu copiii sau prin pădure, sau îmi aminteam tot timpul de acele vacanțe și copiii îmi cereau să le povestesc cum era în vacanțele noastre. Și vreau le povesteam și ei aceste lucruri. Da, le povesteam și eu, le povestea și mama și tatăl meu, și când au venit și au văzut într-adevăr ceea ce le povesteam eu, că este chiar așa, le-a plăcut și le place. Domnul Trifu, ce ziceți? Cum facem să vină mai multă diaspora în România? Păi, eu cred că doar ei sunt promotori și doar ei pot face ceva pentru asta. Eu vreau să pe noi nu ne ascultă nimeni. Să nuanțez un pic ceea ce spuneați voi. Cumva că nu neapărat să vă contrazic, să nuanțez. Cred că totuși a fost nevoie și această mare masă de români plecați din țară, în primul rând, nu se datorează cetățenilor români, ca să zic. Se datorează unui context, unei conjuncturi politice și economice. Da. Și poate că tocmai acesta să fie un resort de care țara are nevoie. Benefic, da. Pentru că ați întrebat la un moment dat și Luminița v-a spus și v-a descris sentimentele pe care le-a avut atunci când s-a întors în România și a văzut toată această groapă, această diferență dintre lucrurile făcute într-un anumit ritm și într-un anumit fel acolo și indolența conducerilor politice de până acum, pe care eu de fiecare dată am numit-o ca fiind una singură, de fapt. Știți foarte bine că mereu am spus că este o singură structură, că răul se cicatrizează. Tocmai din acest motiv, misiunea noastră este una dificilă și foarte grea, pentru că nu întâmplător AUR a deschis această poartă într-o perioadă destul de caniculară, în care călătoream, pot să spun colegii mei mai mult, am fost și eu în câteva întâlniri, chiar și astăzi, călătorim în județ și în fiecare zi, să zic așa, că ne plimbăm, adunăm informații, îi ascultăm și auzim pe oameni, vedem cu ochii noștri situația din toate punctele de vedere, situația reală în județ, în toate localitățile. În urmă cu 15 zile sau 20, când a fost declanșată această acțiune, au început să apară informații pentru organizația noastră din toate localitățile județului Alba și întâlnindu-i pe oameni pe stradă, lucrurile le simți altfel, discutând și ascultându-i, fiindcă, de fapt, este ceva ce nu am mai văzut, sistemul ăsta de lucru în care să stai totuși să-i asculți pe oameni. De obicei, politicienii se duc și tot dau tot felul de sfaturi, cum spunea astăzi un domn simpatic la Daia, noi fiind îmbrăcați în culoarea galben, cea care ne caracterizează, zice: domnule, am crezut că iar vin ăștia în campanie să ne aducă gazul, că de fiecare dată, zicea domnul respectiv, de 25 de ani încoace sau de 30 de ani de după Revoluție, la fiecare alegeri vine și gazul, care din păcate n-a venit până acum. Țin să menționez faptul că am rămas impresionat de modul în care arată această comună, respectiv Daia Română. Este ceva impresionant să vezi un sat românesc care arată așa cum trebuie, ca să spunem pe românește, și cu oameni înstăriți, fericiți și cu gospodăriile bine puse la punct, dar mai ales cu o infrastructură la care nu pot să spun decât jos pălăria. Dar acum nu mai vorbim. Habar nu am cine e primar acolo, de la ce formațiune politică sau cum îl cheamă, însă pot să spun că am fost chiar încântat de ceea ce am văzut astăzi, nu? Și tu, Luminița, cred.
Și pot să spun că ar merita cam toți primarii de la noi din județ să meargă la Daia și să vadă cum o trebuie făcută infrastructura. Măcar că ei sunt aici. Cum trebuie făcute drumurile, cum trebuie făcute rigolele și cum poate arăta o comună românească, românește și frumos. Asta așa ca să, și să închid paranteza. Pentru că impresionant totodată este modul în care atât românii din Avram Iancu, cât și cei de la Daia au aceleași probleme în ceea ce înseamnă veniturile, în ceea ce înseamnă aceste costuri ale vieții care sunt mereu în creștere și cumva se adună cam aceleași probleme într-un sac pe care noi nu facem altceva decât să le dăm mai departe colegilor noștri care, așa cum spunea astăzi o colegă, nu sunt mulți, dar sunt câțiva în Parlament și pot ridica aceste chestiuni și le pot transforma aceste probleme până la urmă în niște proiecte care să ducă la rezolvarea lor. Eu în continuare cred că România are o mare bază și o mare rază de soare și o lumină puternică ce vine de la românii din diaspora, cei care muncesc acolo, dincolo de faptul că sunt cel mai mare investitor în România, acești oameni aduc cea mai puternică investiție, așa cum se întâmplă cu fiecare dintre națiuni și cu fiecare dintre cetățenii acestei planete, orice naționalitate ar avea, când trăiesc departe de țara lor, de familia lor, când trăiesc departe de căminul, de casa părintească, se aprinde o lumină în mod inexplicabil în suflet și această lumină poate să ducă în final la zdrobirea pur și simplu a acestui sistem înnecăcios, bolnav, care a secătuit efectiv România și a perpetuat, a cicatrizat acest rău pornit și lăsat în urmă de comunism după 1989. A cicatrizat acest rău, că aici, de ce folosesc acest cuvânt? Fiindcă aici este pericolul. Să lăsăm să se cicatrizeze răul. Să ne obișnuim cu faptul că, domnule, între timp, vedeți, cel care ajunge să dețină puterea într-un municipiu sau într-o comună, încet, încet își așează lucrurile și își aduce oamenii lui lângă el. În prima fază, oamenii par nemulțumiți de anumite schimbări care nu sunt potrivite, însă cu timpul se intră așa într-un ciclu, cum spunea și Horia într-un discurs, eroul nostru național, că pasărea se obișnuiește cu colivia. Da. Și de asta noi nu trebuie să lăsăm să se întâmple. E obligația noastră morală să nu lăsăm să se întâmple ca românul să se obișnuiască cu această colivie, cu acest sistem bolnav care ne chinuie iată viața și în mod inexplicabil face să nu găsim o rațiune în a nu putea trăi bine în România și a fi nevoit să pleci de aici ca să găsești o situație normală la câțiva kilometri, câțiva sute de kilometri peste graniță. Mă bazez foarte mult și de asta și în emisiunea asta, așa cum v-am rugat la început, aș vrea să o ascultăm mai mult pe Luminița și în viitoarele emisiuni colegii mei și colegele mele, pentru că la noi în organizația AUR, să știți că femeile au un cuvânt foarte important de spus, chiar aș spune cel mai important, am găsit și asta ca fiind o soluție și o alternativă pentru ca să fie condusă o societate mai cu dragoste, mai cu înțelegere. Cred că noi bărbații am cam dovedit 30 de ani cu misoginismul ăsta, mai ales în politică, de ce suntem în stare să facem. Uitați-vă în politica din Alba Iulia, că parcă nu mai sunt oameni, parcă sunt statui aceste personaje care de 30 de ani, deci nici în cel mai negru coșmar, nu mi-aș fi imaginat că după perioada lui Ceaușescu, care a durat vreo 25 de ani, nu?
cam atât au condus Ceaușescu țara, o să am neșansa să trăiesc niște vremuri în care niște personaje să conducă acest oraș timp de 35 de ani azi mâine. Deci dacă te uiți și iei o listă și o să vezi de la nivel de europarlamentar până la nivel de primar și până la nivel de președinte Consiliul Județean, dom'le, oamenii ăștia parcă au împietrit acolo și nu mai există alternativă. Și azi mâine, adică peste vreo 2 ani, 35 de ani. Pentru Dumnezeu, în 90 de ani îmi povestea moșul cum era în război, adică în urmă cu vreo 40 de ani. Și noi discutăm acum că poate să uită la emisiunea asta niște tineri care au 20 de ani, de 35 de ani în urmă, când niște indivizi s-au cățărat efectiv la conducerea județului și a orașului și printr-un sistem din ăsta în care doar își schimbă funcțiile, astăzi prefect, mâine-s la mediu, poi mâine-s la ADR centru, răspoi mâine-s nu știu unde, dacă nu mai pot, mă duc europarlamentar, pe urmă revin senator și uite așa au trecut 35 de ani, după care probabil iasă și la pensie și într-un consiliu de administrație ei și familia lor cu vreo 10.000 de euro pe lună venit. Și ne mirăm că lucrurile nu merg tocmai bine. Cred că doar printr-o întoarcere la oameni, ascultându-i pe oameni, de asta a spus și acel titlu, Aur te aude, că în momentul de față vă spun cu mâna pe inimă că singurul partid politic din România care îi mai aude, pe oameni, bineînțeles că îi și ascultă, este Aur. Fără nicio... Spuneți un pic, vă rog, despre acțiunile dumneavoastră acum... amănunte. Păi, acțiunile noastre le vedeți pe televiziunile naționale atât cât se pot vedea, la modul că ele sunt răstălmăcite de către toată presa și toată televiziunea. Din sat în sat, sau ascultați pe oameni. A, acțiunile astea locale? Da. Da, v-am spus ceea ce facem, aș avea rugămintea, dacă ați fi de acord, să fie povestit de colega mea. Da, cu ea că este să... mai activă și chiar... Atunci am înțeles, dar cu ea vreau să mai depunem un pic lucrurile, pentru că... avem timp, că mai avem o oră și un sfert. Venind din afară, da, din vest, cum spunem noi, acolo deja îți formezi un cadru, o gândire și trăiești într-o societate mai pusă la punct, să spunem așa, în care nu este loc de stupid și de alte lucruri și vii în România și te lovești de tot felul de, știți dumneavoastră de ce, deja zâmbiți. Cum a fost acest impact, să spunem așa, cu... Este puțin cam cum îți așterne așa dormi. Mă repet din nou, am spus că noi gândim românește, chiar dacă am fost în afară și am simțit românește. Am căutat să merg la piață în Germania. Da. Mi-am căutat un calendar unde aveam târgurile și piețele lor de peste an. Și mergeam la piață și făceam la cumpărăturile. Flowmark, nu, piață agroalimentară. Am înțeles, da. Mă gândeam pe alea periodice. Vroiam ca și copiii mei să mănânce cât de cât sănătos, știind nivelul ridicat de... Să cumpăra direct de la producător. Da. Da, da. Și întorcându-mă acasă, fiind pe tărâmurile noastre, care pe mine personal m-au chemat acasă, deci te leagă pământul, te cheamă pământul, așa pot să numesc. Știind că aici pot să mă duc pe stradă, deci pe uliță, la vecinul care are mai multe găini și să-i spun, uite, vreau să cumpăr de la tine ouă, nici nu mai trebuie să mai ajung până în piață. Pentru mine este ceva minunat, adică, nu știu, în afară, deci m-am dus la piață în Germania, dar e diferit, este diferit. Ce e diferit? Nu știu... Nu puteam să mă duc pe uliță acolo, trăind la oraș, dar chiar și la țară, dacă aș fi trăit, nu știu dacă puteam să fac lucrul acesta, să merg la vecinul să-i zic să-mi dea ouă. Trebuia să trec printr-un sistem oarecum, pentru că acel producător local avea de dat socoteală
unei anumite întreprinderi, asociații sau de unde făcea, de unde făcea parte. Pe când eu, dacă merg aici pe ulița satului la vecinul, nu trebuie să dea socoteală nimănui când vin de mie 10 ouă. Da. Diferența asta eu am sesizat-o. Asta era în Germania diferența. Crescătorii de găini sunt grupați într-o anumită zonă, ceilalți de morcovi în altă zonă, sparanghelui în altă zonă și nu poți avea pe aceeași stradă de toate. Având și cantități mai mari, da, evident. Da. Ce tot mai vreau să mai fac, să mai sap un pic. Care sunt lucrurile? A zis mai devreme că mă cheamă pământul. Cum mă cheamă pământul? Vorbește pământul? Se aude glasul lui? Cum, în ce limbă vorbește? Cum vă cheamă? Așa, cu degetul? Cum face el? Metafizic, normal, nu? Da. Aveam, copilă fiind, aveam o grădinuță, crescând la bloc și petrecând vacanțele la țară, bunicii aveau pământ, dar la bloc părinții mei aveau o grădină. Straturi. Da, straturi, așa. Știu. Da. O ajutam și noi pe mama când și când și în Germania, amintindu-mi de acest lucru, mi-am închiriat și eu. Două straturi. Da. Exact. Și mergeam acolo cu copiii și se jucau, deci de la cel mai mic până la cel mai mare, se jucau pur și simplu, deci răcăiau ca găinile în pământ. Da. Nu ne plăcea să lucrăm cu mănușile, deci nemții lucrează în grădină cu mănuși. Mm-hmm. Noi nu, eu trebuia să simt pământul. Deci pământul mă cheamă, deci eu trebuia să-l simt. Este altceva când pui mâna pe un telefon fără mănuși și când bagi mâna în pământ. E o diferență brutală și copiii trebuie să-și dezvolte simțurile astea. Noi din pământ ne tragem seva, energie, mâncăm de acolo. Deci trebuie să-l simțim. Și de asta consider că mă cheamă pământul. Și pământul nemțesc are altă textură? Da. Care nu e compatibil cu mâinile cu pământul românesc, nu. Da. Eu am și un nepot, are un an și asta e jucatul lui cel mai în frumos pământ pentru el, să răsculească prin ghivece, prin casă și vă dați seama ce numai pământ, ne luăm cu mâinile de cap. Dar așa face cu mânuțele la pământ, exact ce spuneți dumneavoastră. Păi și ne face bine, da. Ne luăm și energie și simțurile astea tactile, deci se dezvoltă altfel. Da, ce vă face să răzbateți în problemele românești? Nu v-a fost niciodată ziua asta, bă, dar las odată că m-am săturat, mă duc înapoi? Nu. Ce vă face să răzbateți? Mă pun în situația celui din fața mea. Așa, și? Cunoscând stresul, să zic așa, între ghilimele, pentru că pentru mine nu este stres, eu fiind acasă, mă simt acasă și sunt în largul meu. Îl ascult pe celălalt, încerc să-i înțeleg stresul, problema care el consideră că este o problemă și dacă pot, chiar să-l ajut. Sau măcar să, prin calmul meu, să-i dau de înțeles că se poate și altfel, să te asculte cineva ca să mai dai probabil puțin din stresul tău sau să-ți anihileze puțin din acea gândire, acea mentalitate. Nu, ați întâlnit persoane care să zică, bă, m-aș da de România, m-aș duce afară. Da, Cum ascultați, cum vedeți chestia asta, mai ales când dumneavoastră a trecut pe acolo? Eu le spun că mi-a părut rău că am plecat și uite, m-am întors acasă. Și? Ei ce zic? Nu cred. Le trece pe lângă ureche, mm-hmm. Poate își vor aminti vreodată, nu știu. Sunt alții care spun, wow, frumos, da, cum ai reușit sau cum te-ai reobișnuit, cum ți se pare. Încerc să nu dramatizez, să le iau așa pe rând toate, cum vin, să ascult pe fiecare. Deci pe dumneavoastră nu vă poate enerva nimeni în România? Nu poate enerva, nu spun că nu. Am momente când poate ridic puțin tonul sau simt că, uite, m-am enervat, dar mă gândesc. Celălalt, uite, a trăit aici atâția ani, și eu am fost de aici, sunt de aici, știu cum este, poate așa gândeam și eu dacă aș fi rămas aici în continuare.
Deci aveți un grad de înțelegere. Reușesc să depășesc medie. Acest... Nu pot să spun, nu mă consider că, vai Doamne, peste medie, dar asta mi-e felul, asta e felul meu de a gândi. V-ați și... V-ați educat în spiritul ăsta, da. Probabil. Da, foarte, foarte frumos. Mi-aduc aminte de, tot așa, o persoană venită de afară și nu a vrea și el să-și facă firmă, se duce pe la birourile respective și îl trimite la alte instituții, nu știu ce hârtie, și el vine înapoi că i-a greșit hârtia cu care s-a dus și cumva nervos așa că tot îl duce, trimite de la Ana la Caiafă cu hârtii completate incorrect sau mă rog, nu știu exact ce era acolo și așa în zeflemea li s-a răspuns tot felul și în timp ce și mânca și așa mai departe, omul era contra cronometru că na, așa se lucra afară mai după ceas, n-am mai organizat și mă se trezește că dă ușa peste cap și ia la 11 metri așa în discuții mai tăioase și oamenii se sperie și bă, că ce s-a întâmplat, că ce e așa de grav, că ați pățit astfel de lucruri în sensul în care... Da. Și? Cum îi putem ajuta pe acest? Că până la urmă marea parte sunt într-adevăr și la privat, că nici privatul nu prea poate, n-are de unde să angajeze oameni de înaltă calitate, dar mai ales în administrație găsim foarte des la față cu clientul oameni care ar trebui să fie deja de mult la alt nivel. Cum v-am spus înainte, încerc să mă pun în situația celui din fața mea și dacă pot să ajung, deci întreb, atâta întreb până ajung unde vreau, unde simt că pot ajuta, pot interveni sau găsesc răspunsul de care am nevoie. Un exemplu pot să vi-l dau, de exemplu am... Așa, exemplu e foarte bun. Da, aveam certificatul de căsătorie, a fost greșit. Ne continuăm povestea imediat după pauză. Așa. Era 5-5 și trebuia să... Alba Carolina TV își extinde echipa și angajează agent de vânzări cu experiență. Pachet salarial format din salariu fix plus parte variabilă procent din vânzări în funcție de performanță. Așteptăm CV-ul tău pe adresa redacției. redacție@carolinatv.ro. Mobila Close, alături de franciza Spectral Mobilă, propun clienților noștri din județul Alba o gamă completă cu piese de mobilier outlet sau la comandă, la prețuri accesibile și adaptate cu grijă la bugetul tău. Te așteptăm în magazinele noastre fizice Spectral Mobilă din Petrești sau în showroom outlet Mobila Close din Sebeș, pe drumul Dăii, strada Călăraș numărul 86 sau plasează comanda online pe www.mobilaclose.ro. Livrarea este gratuită în limita 40 de km de Sebeș. Mobila Close. E mai bine dacă ține. Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Centrul oftalmologic Optirat Câmpeni din 2003, primul cabinet oftalmologic din zona munților Apuseni. Consultații oftalmologice generale pentru toate vârstele efectuate de Dr. Pop Rodica, medic primar oftalmolog, Cluj-Napoca, cu o experiență de peste 25 de ani în oftalmologie, și Dr. Pop Radu Nicolae, medic specialist chirurg oftalmolog, Cluj-Napoca. Examinarea și măsurarea computerizată, tratamente și urgențe. Efectuăm ochelari pe loc și dispunem de o gamă largă de rame și lentile de cea mai bună calitate, cu prețuri începând de la 85 lei pentru rame de ochelari.
Cazurile chirurgicale sau care necesită investigații suplimentare se îndrumă către Clinica Oculens Cluj-Napoca, cea mai mare clinică oftalmologică privată din România, unde se efectuează consultații gratuite prin Casa Națională de Sănătate. Centrul oftalmologic Optirat Câmpeni. Vedere mai bună pentru o viață mai bună. Informații și programări la 0748098182. Vând casă pentru investiții în cartierul Cetate, în Alba Iulia, în fața blocului Turturica. Suprafața construită 254 de metri pătrați. Suprafață teren 627 de metri pătrați. Preț 180.000 de euro negociabil. Telefon 0754 702 705. Cea mai bună pizza din oraș o găsiți la Complete Pizza, Number One Pizza, strada Vânătorilor, numărul 21, colț cu mestea cănului, Alba Iulia. La Complete Pizza, la fiecare pizza cumpărată, primiți gratis un suc, iar livrarea e din partea casei. Ne găsiți la numărul de telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe pagina de Facebook Complete Pizza. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei chiar la tine în casă. Te apuci de construit? Supermarket Industrial Viva vinde la prețuri convenabile întreaga gamă de materiale metalice și materiale de construcții pentru zidărie și finisaje exterioare și interioare. Viva! În Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Vlaj. Viva! Calitate și durabilitate! Ai o afacere și încă nu ești în mediul online? Printr-un simplu click, clienții pot ajunge la tine. Îți oferim servicii complete, începând de la alegerea domeniului, a găzduirii, până la finalizarea și mentenanța paginii web. Website de prezentare, magazin online, anunțuri, vânzări sau orice altă platformă web de care ai nevoie pentru afacerea ta. Crește online împreună cu abweb.ro. Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Cauți un loc de muncă în Germania? Bayern Champignon GmbH angajează femei și bărbați cu contract pe perioadă nedeterminată la Culeș de Ciuperci, în sudul Germaniei. Nu se lucrează în câmp deschis și în soare, ci în hale cu temperaturi de până la 18 grade Celsius. Nu trebuie să-ți faci griji pentru cazare, e asigurată de noi. Te gândești că nu știi limba germană? Nicio problemă, aici vorbim și românește. Pentru mai multe informații, accesați pagina de Facebook Bayern Champignon GmbH sau ne puteți contacta prin e-mail sau telefon 0049 8253 6038. Te așteptăm în echipa noastră! Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem aici în platou cu doamna Luminița Păucean și domnul Mircea Trifu. Încercăm să descoasem pe cât putem momentele care fac schimbări în România. Și era vorba despre un moment care ne-l povestește doamna Luminița cu certificatul de căsătorie. Ce ați pățit? A fost greșeală de
de nume, deci s-a scris numele greșit al soțului și când am revenit acasă, nefăcând transcrierea certificatelor de naștere ale copiilor în afara granițelor, a trebuit să încep demersurile aici. Așa. Dar pe când eram încă în Germania, am expediat vreo două e-mail-uri la sectorul 1, unde se află dosarele celor din diaspora, căsătoriile, mă refer, la sectorul 1 București, la care nu am primit niciun răspuns. Am și apelat, deci telefonic, primăria sectorului 1, la fel, fără niciun răspuns. Și știind că mă întorc acasă, am spus că o să-mi rezolv problema în România. Și a mers chiar foarte simplu, a fost chiar foarte simplu, pot să spun, prin primăria stării civile, deci partea de stare civilă a primăriei Jidvei. Toate demersurile, am fost informată ceea ce am nevoie, ce documente trebuie să înmânez și se poate. Deci sistemul este funcțional, deci este bine pus la punct. Acum persoana care este în spatele ghișeului știe, dacă știe să te informeze și să vorbească cu tine, nu cred ca și om, adică... Dacă e profesionist, e ok. Da, da, da. Dacă nu... Deci vorbim despre mediul rural, da? A mers foarte, foarte, foarte bine. Am mai sunat, de exemplu, vreau să știu despre cardul meu de sănătate. Am sunat, mi s-a spus ce trebuie să fac, am trimis e-mail, mi s-a răspuns, mi s-au solicitat anumite date sau documente și la fel s-a rezolvat. Deci să înțelegem că mediul rural în România se face treaba mai bună ca la capitală? Nu, deci în ceea ce privește cardul de sănătate a trebuit să apelez la județ, în Alba Iulia, deci chiar în municipiu, da? Da, nu, vis-a-vis de ce de certificatul de căsătorie, da, pentru că aparțineam acolo, având domiciliul la Jidvei, acolo a trebuit să merg la starea civilă și să încep demersurile. Da. Ce acțiuni faceți? Ce lucrați acum? Cu ce vă ocupați și care sunt aspirațiile? Ce lucruri vreți să schimbați în zona dumneavoastră de acțiune? Particip în acest moment în această campanie Aur te aude, cum o numim noi. Și Cum se manifestă? Ce se întâmplă? Ce se face? Cine? Ce trebuie să facă? Ce faceți dumneavoastră? Ce fac oamenii? Echipele Alianței pentru Unirea Românilor se plimbă din sat în sat, oraș, municipiu, la toți localnicii și pe cei întâlniți, deci cei care sunt afară la poartă, pe la sate, sau pe stradă, pur și simplu, le înmânăm aceste flyere și le explicăm că noi avem o campanie pe care o numim Aur te aude și în ce constă campania respectivă. Le ascultăm păsurile, doleanțele sau propunerile pentru localitățile unde ei locuiesc, deci unde își duc traiul de zi cu zi. Aveți un calendar... Sau... Un calendar pe fiecare județ și-a luat comunele și avem zile unde ne deplasăm în 2-3 comune. Când sau... a început? Când se încheie această campanie? La 1 iulie a început campania și se va sfârși la sfârșitul lunii august. Deci două luni, da. Considerăm că oamenii trebuie să fie ascultați. Nu cred că dacă mai este cineva care să facă acest lucru la momentul de față. Dacă celelalte partide ar fi făcut acest lucru, nu s-ar fi ajuns în această situație. Ei nu cred că, celelalte partide nu cred că ascultă oamenii nici măcar în campanie. Vin doar cu promisiuni, dar nu îi ascultă. Le promit, se fac doar promisiuni în campaniile celorlalte partide. Pe când noi vrem să îi ascultăm
și în afara campaniei și în campanie. Dacă noi îi ascultăm acum, putem veni cu promisiuni în, în campanie, dar dacă noi nu le știm de pe acum păsurile și ce îi doare pe ei, nu știm ce promisiuni am putea face în campanie. Aproape o lună s-a scurs, nu? 21 de zile, cam ce feedback aveți? Care sunt cele mai comune? Prețurile foarte ridicate și care cresc în continuare, pensiile foarte mici, lipsa locurilor de muncă. Încă mai este acest lucru? Evident. Dacă ne-am fi găsit de muncă, cu siguranță că nu ne-am fi dus în perioada aceasta, nu mă refer la perioada când am plecat eu, atunci încă se mai găsea. Acum, în perioada asta... Deci se înțeleg că acum se pleacă mai mult afară decât... S-a plecat și încă se pleacă în continuare, da. Nu știu dacă se pleacă mai mult, dar se pleacă, încă se pleacă foarte mult afară. Deci prețurile, loc de muncă, mai ce? Pensiile. Așa? Mici, da. Spitalele. Deci tratamentul pe care îl primesc sau nu îl primesc în spitale, deci lipsă. A scăzut încrederea oamenilor în actul medical? Da, pot să spun că a scăzut și nu numai în actul medical, în toate instituțiile, să spunem așa, a scăzut în încrederea românilor. Și spun, ne spun și nouă, nu mai credem, nu credem că se mai poate schimba ceva și... Încercăm să le spunem că dacă noi gândim așa, celălalt de lângă noi gândește așa, este evident că se ajunge la mai rău. Corect. Noi nu numai că îi auzim și vrem să le ascultăm păsurile, ne și pasă de ceea ce auzim și vrem să ajungem la un numitor comun, să punem într-adevăr pe masa parlamentarilor toate aceste aspecte pe care noi le găsim și le întâlnim la firul ierbii și o țară întreagă va afla ceea ce de fapt se știe cum trăiește românul și auzindu-ne ceilalți din Parlament, celelalte partide, de o dată, de două ori, de trei ori, nu se poate să nu se schimbe ceva în bine, mă refer, pentru poporul român. Aveți speranța asta? Da. Care a fost, să zic așa, cea mai wow idee care v-a dat-o localnicii? Adică, bă, nu ne-am gândit niciodată la chestia asta. Asta ar trebui implementată. Pe mine personal m-a impresionat ceva unic, cred. Și cred că asta e comoara românească. Credința în Dumnezeu este, mai ales în mediul rural, păstrată, da, ca și într-o cutie fermecată, această credință. Și mai pe oriunde te duci, oamenii se raportează la această credință. De altfel, pe asta se și bazează miracolul românesc, rezistența asta aici de 2000 de ani între atâtea imperii, miracol pe care mulți... Salutul, Doamne ajută! Da, da. Da? Da. În interior, chiar mai săraci fiind, din punct de vedere material, sunt românii mult mai bogați din punct de vedere spiritual. Eu am fost în multe țări pe glob, nu la muncă, ci în, să zicem așa, diferite excursii. Cu toate astea am fost preocupat mereu de factorul uman, să aflu ce gândesc, cum muncesc, de ce fac asta și ce caracterizează anumite popoare din jurul nostru. N-am întâlnit niciunde această sfântă credință pe care românii o au, mai puternic ca și oricare. Și să vă spun ceva, chiar dacă traversăm o perioadă din punct de vedere material și atunci când ne comparăm cu cei din jur pare că ar fi mai rea, noi suntem totuși o țară
formată ca și stat în urmă cu 100 de ani. Nu avem o tradiție, mai ales aici în Transilvania, a fost iobagi atâția sute de ani. Îți convins de faptul că o să fie o reconstrucție și o renaștere din toate punctele de vedere și că România va fi o țară foarte puternică și din punct de vedere economic în următorii 20-30 de ani o să avem o creștere fabuloasă, tocmai datorită acestui resort care poate că e și așa un fel de zgândărire a orgolului, știi, să vezi că toți în jur sunt mai buni ca tine la problema asta, că la alta nu-s. Am demonstrat în diferite perioade ale istoriei că putem să-i batem și la matematică și la haltere, cum îmi place mie să spun de fiecare dată, și o să o facem în continuare și din punct de vedere a acestei chestiuni materiale care ne frustrează și ne frământă pe toți în ultima, ne și determină să plecăm de aici pentru că nu mai putem să plătim facturile. În schimb, România devine măreață și acest val ne împinge de la spate. În urmă cu 2 ani de zile, diaspora a transmis un mesaj foarte puternic, anticipativ, ca să zic așa, cu un pas înainte celor din interiorul țării și din punct de vedere politic, că până la urmă suntem în emisiunea asta oarecum ca și membrii ai Partidului Politic Aur, diaspora a transmis faptul și a pus pe primul loc, din punct de vedere politic, partidul nostru. Asta este rezultatul alegerilor din urmă cu 2 ani, la alegerile parlamentare, asta s-a întâmplat și sunt convins că acest val, acest vector va fi în continuare crescător și peste 2 ani de zile sau mai repede dacă o să fie cazul, asta se va întâmpla. De asta printre prioritățile noastre în această campanie Aur te aude este și a descoperi acei lideri locali care, nu-i așa, vor să pună umărul la această construcție pe care noi o facem, la această structură și sunt oameni minunați, așa cum chiar George Simion mi-a spus personal aici la Alba Iulia acum vreo 3 ani de zile, că nici nu ai idee câți oameni minunați sunt în România. Așa este. Este această campanie Aur de te aude ca și o expediție în descoperirea acestor oameni minunați din județul Alba, că noi vorbim despre județul Alba și eu știți că sincer de fiecare dată am participat de puține ori, din păcate am avut niște priorități, însă în alea puține ori, în câteva 7-8 localități sau 9 câte fi fost, atât la Galda, cât și la Cricău. De Bucenea Vinoasă nu mai spun că o să fiu acuzat de că mă trag de acolo. În toate localitățile în care am fost, am găsit oameni minunați. Și vă spun sincer, poate că nu sunt n-ar fi cei mai buni oratori, dacă i-am aduce aici în emisiunea dumneavoastră, n-ar fi cei mai buni vorbitori, însă aș băga mâna în foc că sunt cei mai buni care ar putea să facă lucruri în România și să conducă România. Că de vorbit, ca și orice desteritate, să știți că dacă vorbești foarte mult, cu timpul câștigi și desteritatea asta, exact cum câștigi desteritatea să te joci cu 2 monede și să le învârți cum vrei tu, să mergi cu bicicleta sau orice altă desteritate. Însă să faci lucruri să se întâmple pozitiv pentru comunitatea ta, asta trebuie să aibă la bază, în primul rând, credința în Hristos, pe urmă trebuie să aibă înțelegerea asta a construcției națiunii noastre bazate pe biserică, pe aceste principii, familia și toate celelalte pe care noi ne definim însă și existența ca și partid politic. Bun,
am învârtit și eu niște vorbe în gură, acum aveți spune, însă dovada vie că nu-s numai vorbe, este colega mea din platou, care, vedeți, după 20 de ani, să crești 5 copii și să vii în țară, să te dedici, poate că pentru o perioadă limitată, că nu știu dacă își propune să devină un fel de călugăr politic, cineva. Însă suntem toți datori să sacrificăm o perioadă mai lungă sau mai scurtă pentru treaba asta. Să scoatem căruța din noroi, din mocirlă. Vedeți, noastră, personal mă cunoașteți de câțiva ani de zile și eu consider, ca și colegii mei, că facem acest lucru împotriva intereselor noastre personale, că în România să faci, să lupți pentru adevăr, cam asta înseamnă acum din cauza acestor nemernici care au pus mâna pe putere de acum 30 de ani și nu mai lasă din ghiare. Poate că e și o ștafetă pe care la un moment dat o să o predăm de la unii la alții, dar cumva flacăra asta a românismului curat trebuie să meargă mai departe. În ultima perioadă am avut așa niște exerciții patriotice pe care le-am construit împreună, cum a fost acel moment în care am montat o cruce pe locul unde a fost zdrobiți cu roata cei trei mari martiri, Horia, Cloșca și Crișan, sau atunci când acțiunile astea irresponsabile a unor români, și nu vreau să le dau numele, că îi știți cu toții, de aici din oraș, au intrat în jocul ăsta antiromânesc făcut de guvernul Ungariei, care iată se dovedește că, așa cum am anticipat și cum am spus-o răspicat, și liderul nostru George Simion, Claudiu Târziu și ceilalți au spus-o încă de acum câțiva ani, iată că în aceste momente se derulează în continuare acest program bine pus la punct, bine ticluit de către guvernul Ungariei, și că nu întâmplătoare au fost toate acțiunile din ultima perioadă, în care pur și simplu se finalizează cu această, nici nu știu cum să-i spun, acest afront adus românilor a premierului maghiar de a veni în inima țării să transmită mesajele lui Putin de la Moscova. Este inadmisibil ce se întâmplă. Credeți că s-a terminat? Și în modul, nu, cred că e numai începutul. Cred că este bine descrisă treaba asta de către liderii noștri și puteți urmări pe canalele ce ne mai sunt îngăduite și unde putem să furnizăm informația completă, adică pe rețelele de socializare și acolo unde mai zvâgnim și noi. Să știți adevărul și ceea ce se pregătește. Însă, iată că am găsit niște oameni minunați și împreună rezistăm prin aceste acțiuni mai mult decât umane, mai mult decât profund spirituale. Ce le spuneți oamenilor cu care vă întâlniți? Dom'le, sincer să fiu, ați ascultat. Noi mai mult îi ascultăm pe oameni decât le spunem. Oamenii sătui de a le mai spune. Chiar și te apostrofează dinainte să intri în contact. Așa, că sătui de ce au de la politicieni de 25 de ani și chiar își deschid inima și sufletul când văd pe noi că scrie aur. Și contrar a tot ce vedeți noastră cu sondajele astea mincinoase și inventate, o să aveți o mare surpriză peste 2 ani de zile, o să avem cu toții una plăcută, pentru că nu poate să... realitatea nu poate fi bătută de minciună niciodată. Și în realitate oamenii îmbrățișează ideea asta, înțeleg faptul că noi nu vrem de fapt să facem politică așa cum înțeleasă și cum se face politică de 30 de ani în România, că unii dintre noi am intrat în povestea asta dintr-o disperare, dintr-un moment de cotitură în care am ajuns cumva să considerăm că e datoria noastră să recâștigăm România pentru români. Pentru că, vedeți, România, din păcate, a fost predată altora și este predată în continuare, așa, cu seninătate. Eu mă uitam, domne, la primarul orașului, cu câtă seninătate și cu câtă bucurie. Cred că dacă i-ar fi cerut și dacă o să-i ceară președinta Maghiar Ungariei sau premierul ungar
să cedăm ținuturile astea pentru că e în interesul Uniunii Europene, cred că dânșii ar vota, dom'le, fără probleme. Eu când văd modul cum reacționează președintele României la aceste atacuri mizerabile pe care Ungaria le face fără nicio nonșalanță, eu rămân consternat cum de nu se revoltă. Rămân consternat. Asta eu personal. De ce nu, nu înțeleg. Se ia atitudine? În ceea ce îi privește pe ceilalți care sunt la putere și care s-au reîmbrățișat în 35 de ani sub diferite nume și forme, cum este și la noi în oraș, cea mai elocventă formă de metamorfoză politică a FSN-ului în toate numele posibile, care de altfel aduc să aibă o majoritate FSN-ul în momentul de față în Consiliul Local de 100%. Deci eu așa ceva, nici în 1990, când Iliescu câștiga cu 80%, n-a existat în România. Deci în momentul de față în Consiliul Local al municipiului Alba Iulia nu există opoziție decât un Front al Salvării Naționale de 100%, cu toate numele alea lor între ei. Da? Este exact împlinirea visului feseniștilor lui Ion Iliescu din 1990 de a avea în final 100% și ea că s-a împlinit în Alba Iulia. Asta e diagnosticul meu politic și dacă ar fi să facem o radiografie a ultimilor 2 ani, n-aș putea decât să constat această dramă prin care orașul trece, prin acea polarizare excesivă de la alegerile din 2016, în care foarte multe partide mai mici au avut undeva în jur de 4% și s-a ajuns astfel în mod cinic ca ele să nu intre în Consiliul Local și în momentul de față al baiulienii să nu fie în procent de 28% reprezentați acolo, pentru că aceasta era cifra, cam 28%, dacă adunai toate procentele partidelor mici care n-au pătruns prin acel conjunctură, context în 2016 în Consiliul Local. Așa că s-a ajuns la un format de 3 partide desprinse toate din Frontul Salvării Naționale și în mod nu paradoxal, ci într-un mod cinic, cum am spus, Alba Iulia să fie condusă la 32 de ani de la Revoluție, de Frontul Salvării Naționale. Că el acum este numit PNL, poate peste 2 ani să spună Plus, Reper, USR, toate numele astea inventate, în realitate sunt aceiași oameni care oficial, la mai puțin de o săptămână de la alegeri, oficial, chiar și dumneavoastră ați prezentat aici, au semnat o alianță locală prin care conduc orașul. Nu există în 2 ani, ca să nu mai vorbesc de ultimii 15, mai mult de 5 proiecte. Deci în ultimii 15 ani, ca să îți dai seama de dimensiunea cinismului sau cum să zic, de dimensiunea coșmarului prin care albaiulienii trec, în afară de partidul de la putere, nu există mai mult de 5 proiecte de hotărâri inițiate de altcineva. Deci, așa cum codul administrativ îi și obligă, că de asta îți plătiți, ca să inițieze proiecte de hotărâri. Dacă vă uitați pe ultimii 15 ani, nu o să găsiți mai mult de 5-6 proiecte inițiate. Chiar v-aș ruga să nu prea faceți emisiuni politice, dar acum n-am ce să vă fac, vă pedepsim, că și ăsta e un next level. Să puneți această întrebare oricăruia din cei care vor fi pe aici invitați, dom'le, în ultimii 2 ani de zile, că sunteți nou consilier în Consiliul Local, câte proiecte de hotărâri ați inițiat dumneavoastră? Și o să vă spună că, știți, a fost o perioadă mai grea cu COVID-ul și așa mai departe. Nu au inițiat proiecte de hotărâri, se merge în același rind, pe aceeași păcăleală și cutumă moștenită de la vechea, cum zic ei, vechea, că de fapt e aceeași, numai s-a schimbat numele celui care conduce, că în realitate lucrurile s-au răutățit din toate punctele de vedere, dar pentru asta sper să mai facem o emisiune. Este foarte complicat și tocmai de asta AUR te aude și în Alba Iulia. De asta venim în emisiuni, de asta de acum încolo probabil că pe mine o să mă vedeți mai rar și o să mă auziți mai rar, pentru că este cazul să-i cunoașteți pe colegii mei, fie că este vorba de Luminița, fie este că vorba de Cristina, Camelia, Raluca
sau celelalte colege minunate, Livia, nu vreau acum să uit pe cineva pentru că sunt foarte multe colege și vreau neapărat să cunoașteți această forță și putere pe care Aur o are în sufletul acestor oameni. De luna viitoare sper să începem așa să-i aducem în fața dumneavoastră pe toți colegii și să-i cunoașteți și mai bine, în așa fel încât să creștem echipa și să devenim o forță și să rezolvăm lucrurile care nu pot fi rezolvate altfel în oraș. Aș mai adăuga eu ceva. Vă rog. Tot legat de această campanie Aur te aude. Sunt sigură că trăiesc românii sau trăim, acum sunt și eu aici, acasă, într-o stare de letargie și prin campania aceasta consider că facem și o campanie de conștientizare a faptului că prezența la vot este foarte importantă pentru români, pentru că dacă noi ne dorim o schimbare, trebuie să participăm și noi la acea schimbare, ieșind la vot. Și vrem să îi facem pe oameni să înțeleagă, să fie conștienți de actele pe care ei înșiși și le atribuie și le fac. Ies sau nu ies la vot. Deci dacă într-adevăr își doresc o schimbare, trebuie să participe și ei activ la acea schimbare. Deci... Cum ar trebui să gândească un cetățean care într-adevăr vrea ceva diferit? Pentru că, într-adevăr, am văzut mulți oameni care, mă rog, comentează nemulțumiri pe la spate și morocănoși și așa mai departe, dar când e vorba de vot, zici că votează cu altă mână sau altcineva votează cu mâna lor. Păi această campanie Aur te aude, cum am spus, conștientizare, noi trebuie să le explicăm. Deci sunt oameni care se uită la noi ca la mașini străine. De ce să ies la vot? Că oricum nu se schimbă nimic. Păi nu ai de unde să știi dacă se schimbă sau nu se schimbă din moment ce tu nu participi la vot, la acea schimbare. Încearcă să faci altfel de data asta de cum ai făcut data trecută și atunci poate o să-ți dai seama dacă într-adevăr a avut loc schimbarea sau nu. Și este deschiderea așa sau cum e pulsul? Oamenii o țin pe a lor că nu se schimbă nimic, dar auzindu-ne în fiecare județ spunând același lucru și în urma noastră poate vin alți colegi sau tot noi mai trecem încă o dată sau uite, spun, se duce la vecinul și spune, uite ce spuneau ăștia de la Aur, ce-ar fi să facem într-adevăr așa? Poate se aprinde becul acela, da. Face click. Păi, spuneați mai devreme că într-adevăr sunt oameni minunați între români și eu cred asta, așa am văzut. Ce înlăturați! Numai că ar trebui să găsim nu știu ce și cum, pentru că ei asociază politica cu asocierea în tot felul de lucruri murdare. Și oamenii aceștia sunt destul de verticali și nu prea vor asocieri cu tot felul de... Țin mult la imaginea lor proprie. Păi de ce credeți că concurența noastră, ca să spun așa, din punct de vedere politic, încearcă să ne păteze nouă mereu imaginea, tocmai ca să nu fim căutați de acești oameni? Și de asta avem afișul ăsta, că totuși vreau să-l arăt, în care... există acest site www.aurteaude.ro și unde oamenii pot să ne comunice toate problemele pe care le au. Dacă doriți, vă dau și noastră ca să îl aveți, să ne sunați dacă aveți vreo problemă. Știți? Da. Comunicarea asta este foarte dificilă între cetățean și oamenii politici pentru că au dezamăgit atât de mult politicienii încât consideră că toată clasa politică e același lucru și de fapt au dreptate. Aurul este un spirit mai mult decât un partid politic. Este un spirit de sacrificiu a celor care
văd din afara țării, că de asta mereu spun asta și asta este modelul, văd că lucrurile nu sunt în ordine, văd că aceiași oameni ne conduc și vor să deschidă cumva lupta, nu nici la început, nici la mijloc, nici pe final. Noi avem datoria să luptăm în sensul ăsta. Deci, este foarte greu să te delimitezi, să faci ca să demonstrezi cumva că ești altceva. Cunosc pe cineva care... O doamnă care, când era fată, vrea și ea să mărite, sau, de fapt, nu vrea, pentru că ea avea în jurul ei, să spunem așa, exemple negative ale celor care sunt căsătoriți. Da? Dacă ar fi să transpunem acest lucru în zona noastră, nu? Sau în zona de politică, dacă vezi că toată politica este așa, cum dovedești tu că, într-adevăr, nu poți să testezi că încă nu ești căsătorit, dar totuși trebuie să dovedești că cu tine va fi diferit. Cum faci chestia asta? Păi avem un exemplu săptămâna trecută al colegilor noștri. Eu nu am fost în ziua respectivă, plimbându-se prin anumite sate, zone, s-au oprit pe un câmp unde țăranii români lucrau la fân, adunau fânul și echipa noastră, intrând în vorbă cu ei, s-a dus să îi ajute, să termine mai repede treaba. Astăzi, chiar astăzi, în Daia, am găsit la fel niște tăietori de lemne, să spunem așa, pregăteau lemnele pentru iarnă și la fel am întrebat dacă au nevoie de ajutor. Și? Erau pe sfârșit, deci chiar nu mai aveau nevoie. Am ajuns noi la sfârșit. Dar noi asta considerăm că înseamnă să faci politică, să te cobori sau să te ridici la nivelul celui care este în fața ta, care îți expune problema sau bucuria sau doleanțele sau problemele. Și cum faceți ca oamenii cu capacitate, oamenii competenți, da? Să fie și disponibili? Pentru că aici este un lucru foarte greu în România. Da, este într-adevăr foarte greu, dar exemplul nostru, dacă noi suntem disponibili și... O să vă răspund la asta, pentru că e o întrebare foarte interesantă și nu mă pot abține să nu intervin. Să știți că oamenii pe care dumneavoastră i-ați descris, nu ezită o secundă. Nu există o secundă. Ei nu au fost invitați niciodată. Nu trebuie să faci un mare efort. Acești oameni minunați și de calitate, da, care stau și se uită poate unul sau doi la emisiunea dumneavoastră sau foarte mulți, nu au o secundă de ezitare. Însă, din păcate, au fost înlăturați, dați la o parte. O să vedeți foarte bine ce se întâmplă în primăria municipiului Alba Iulia sau în prefectură sau la Consiliul Județean. În fiecare săptămână apar articole de presă cu persoane care urmează să fie angajate, nominalizate înainte să fie concursul săvârșit, concursul de, pentru ocuparea postului săvârșit sau... Și numele lor este cunoscut, pregătirea sumară la fel. În urmă cu 2 ani de zile se așteptau cu toții și s-au lăsat păcăliți de acel val numit, nu știu, USR Plus sau cum se numea atunci, acum văd că iar vor să schimbe numele, și care primul lucru pe care l-au făcut la nivel de Alba, au adus în față un personaj care nu avea nici diplomă de bacaloreat sau nici măcar studiile pe care le aclama acolo. Adică punctul cheie de rezolvare a tuturor problemelor în care se află România, cel de a aduce oameni pregătiți profesional la conducerea țării, respectiv meritocrația asta pe care ei tot o aclamă, l-au terfelit și și-au bătut joc de el. Și își bat în continuare la prima șansă pe care românii le-au dat-o ca să conducă țara. Pentru asta, nu pentru altceva, pentru că au spus, domne, noi o să terminăm cu neputincioșii din politica românească, cu neștiitorii și o să aducem la conducerea țării oameni de calitate, oameni bine pregătiți.
Și au dovedit de ce sunt stare și au pus neamurile, mătușile, verișorii și fac în continuare treaba asta râzând în fața oamenilor. Nici nu-i mai interesează, nici măcar să-i audă ce facem noi, știi? Am cunoscut o grămadă de oameni, domnul Butuc, în primăria municipiului, în prefectură și în Consiliul Județean. Eu, activând în domeniul ăsta imobiliar, care inevitabil are legătură cu partea asta de dezvoltare a construcțiilor, evident că în zona tehnică, în zona care are legătură și cu investițiile ce se fac în Alba Iulia, nu puteam să nu întâlnesc cu oamenii, să discut cu ei și să-i cunosc pe proști și pe cei deștepți. Că nu mă ascunde cuvinte din astea foarte dure, că poate astea ne trezesc cumva la realitate. Competenți, hai să luăm așa. Incompetenți și competenți, cum vreți să le spuneți. Și sunt în primărie, sunt în Consiliul Județean, sunt în prefectură oameni care te și miri că mai au rămas în România. Nu-s aduși niciodată la conducerea acestor instituții. Dar niciodată, fiindcă singurul criteriu pe care aceste partide politice în afară de al nostru îl au, singurul criteriu e cel politic. Dacă ești membru de partid, ba mai mult, după cum bine știți și bine ai dovedit, să merge în șantaj dacă ești membru de partid, dacă nu, rămâi acolo unde ești. Nu vă mai spun mie personal, în campania electorală și înainte cât timp era în Consiliu consilier independent, câte astfel de propuneri mi s-au făcut din partea tuturor partidelor politice, da? Că dacă trec, că dă, că-mi ia, că-mi pune, că nevastă-mea, că cutare. N-am acceptat niciun astfel de compromis. Pentru că nu am intrat în politică decât dintr-o singură convingere disperată de altfel, că poate mai vin și alții și uite că se întâmplă fenomenul ăsta și că într-un final o să facem și noi măcar să fim așa vrednici până la piciorul gâștei de sacrificiu suprem pe care bunicii și strămoșii noștri l-au făcut pentru țară, pentru că și-au lăsat oasele, osemintele pe diferite fronturi în România și în afara țării cu un singur scop, să avem o România a românilor, să fie România noastră, cea în care copiii unei doamne pe care o aveți astăzi în studio, să pot întoarce ca să simtă pământul ăla românesc între degete și mirosul ăla de glie pe care nu-l întâlnești în altă parte. Oricum ai lua-o, nu seamănă mirosul de țărână de la Bucerdea Vinoasă cu ăla de la Debrețin până-i lumea. Și nici cu ăla de la New York. Vă spun eu că intențional am mirosit pe tăte pe unde am trecut. Adevărat. Asta e o realitate pe care dacă nu încerci, n-ai cum să o testezi, știi? Adică n-ai cum să o înțelegi. Da. Dorel Vișan spunea într-o emisiune remarcabilă că aici este rădăcina noastră și a vieții și a spiritului și că în asta constă. Iar dacă nu te leagă cumva și n-ai dat de câte ori cu sapa să simți aburii aia ce iasă din țărână și să simți mirosul ăla ca să te poate lega, n-ai cum să înțelegi fenomenul ăsta, n-ai cum să pare așa o prostie, că n-ai înțeles-o, n-ai trecut prin ea. Ori unii din bunicii noștri, înțelepți fiind, cu puțină școală, ori avut de grijă să însămânțeze treaba asta, secretul ăsta, în unii dintre noi. Cred că nu este. Și noi avem datoria să-l ducem mai departe și de-aia unii nu înțeleg. Când te văd pe stradă, zice, uite, dom'le, ce nebunie că ăștia-s patrioți, ce e ăla patriotism? Păi pune întrebarea asta pentru că el nu înțelege. El nu înțelege. Nu este în sânge. E sentimentul ăla care... Mi-a fost transmis. Cineva m-a întrebat pe mine, era de la AUR, știi? Și zice, dom'le, dumneata, de ce te-ai înscris în AUR? Corect. Și eu m-am gândit, bă, dacă îi răspund sincer, poate mă și de afară. Că eu vă spun, cu sinceritate, mergeam când eram student la București, că era perioada asta în care mai exista generația de aur la fotbal. Așa. Și, dom'le, făceam o călătorie destul de anevoioasă cu trenul plecat noaptea până la București. Era destul de greu și să-ți procuri un bilet care costa de vreo 10 ori prețul real, să pătrunzi în terenul ăla
pentru ca să poți să te înfrunzi dintr-un sentiment unic, ca să asculți câteva secunde, poate era miraculos, sau câteva minute, o mare de oameni vibrând românește și strigând și ovaționând România, România. Eu pentru sentimentele alea am mers. Pentru că n-am mai găsit sentimentul ăsta nicăieri, m-am înscris în AUR. Nu știu dacă mă dau mâine afară din formațiune. Bazmul ăsta, care încă pentru mine poate că e un bazm, poate că e o realitate pe care mi-o doresc atât de mult să se întâmple din nou, să ne simțim mândri că suntem români atunci când mergem într-o altă țară, așa cum unii din înaintașii noștri au apucat să o facă. Vreau să retrăiesc sentimentele astea și cred că și pe tine te leagă cumva și sentimental, nu? Și sentimental, evident. Cred că este cea mai mare pondere care balanța, da, unde a tras, s-a înclinat mai mult în partea asta sentimentală. Da, dar totuși aveți și partea rațională, pentru că încă luptați înainte, că dacă ar fi după sentiment, cu sentimente nu umpli stomacul. Da. Dacă ați întâlnit cumva oameni de care tocmai am discutat, oameni capabili, oameni în care într-adevăr sunt profesioniști, să vă zic un nume? Și... Uite, vă dau și nume, nu, dacă vreți. Nu, că... nu numai nume. Mă refer ca principiu, așa, sau ca un numitor comun. Ce zic ei? Dacă îi chemați, nu? Că mai sunt nume și mai sus. Dom'le, și... niciodată n-a rezitat. Uite, vă dau, n-am avut nicio discuție. În prefectura județului Alba este un domn. Îl cheamă Dan Untea. Este cel mai mare profesionist pe care eu l-am întâlnit. N-am avut decât o admirație vis-a-vis de partea asta a lui tehnică. Ia întrebați-i dumneavoastră dacă ar refuza într-un moment să fie numit prefect. Nu, în primăria municipiului Alba Iulia. La AUR. Dar nu trebuie să fie, pentru că la noi asta nu e o condiție să vină. Asta e diferența. Așa, pentru noi nu e o condiție că trebuie să vină în AUR ca să fie... Noi vrem să scoatem România din... Să-l promovăm pe el. Și să-l ducem să fie pe punctul să conducă țara, pentru că numai oamenii ăștia mai pot să scoată România din situația economică deplorabilă în care hoții ăștia au adus-o. Ăștia sunt niște hoți, domne. Deci să înțeleg că nu vă dați seama că țara asta a fost condusă de niște hoți, că județul ăsta a fost condus de niște hoți și îi condus de niște hoți. Nu realizați că de asta nu sunt drumuri, de asta există această diferență între unele comune, cum am fost astăzi și v-am exemplificat la Daia, că nici nu știu cum îl cheamă pe primarul ăla, îi spun jos pălăria, care poate să pună o comună să te facă mândru că ești român și alții cărora nu le dau nume, în care e o rușine când intri, ți-e rușine că intri acolo, domne. Deci hoții ăștia care conduc țara asta de 30 și ceva de ani nu au cum să... Noi nu putem decât dacă îi înlăturăm. Ăștia se țin cu ghearele de toată povestea asta. Pur și simplu, dacă îl iei pe fiecare din ăsta și vezi, nevastă să-i angajată la asta, ăla e angajat nu știu unde, dacă nu are o firmă care nu știu unde, păi cum poți să pui viceprimari pe oameni care au o firmă cu zero angajați timp de 10 ani? Ce să-ți facă ăla? Că nu știe să-și facă lui acasă nimica, nici gardul. Ați înțeles? Este aproape un moment de răscruce în care trebuie efectiv să ne asumăm toți oamenii responsabilitatea față de generațiile care vin, să schimbăm lucrul ăsta. Nu e un moment de glumă și de... Nu știu cum să spun. E atât de mult. E prea mult, dom'le. E prea mult 35 de ani de bătaie de joc, de niște jmecheri și vagabonți care au condus țara, județul, municipiu, conduc unele comune, nu toate din județ, și arată cum arată. Și toată povestea la ei e la fel. Monopol pe tot, ei nu mai pot să pui nici afișe în campania electorală, nici panourile alea care sunt monopolizate de ei. Totul e a lor. Totul e a lor. Dimensiunea numărului de oameni care lucrează acolo, că am uitat, am adus o ruletă, știți? Ca măsură. N-am pretenția să aibă fiecare cunoștințe să măsoare cu diferite aparate de măsură foarte performante sau mai puțin performante, măcar cu șublerul. Ar trebui să, ăștia din generația mea cu șublerul știu să măsoare, că toți făceam o școală tehnică și erau niște laboratoare de-astea de practică mecanică. Dar bă, cu ruleta, poți să măsori, nu?
ai o ruletă, te uiți pe A1 până la 2, 3, măcar cu ruleta să măsori. Să faci totul fără măsură, deja e o bătaie de joc. Să vii și să minți oamenii că pui benzina 6 lei și de fapt să se facă 9, dar nu se face, e o bătaie de joc. Să n-ai nicio măsură. Să vii să prostești oamenii. Când ajungi tu la guvernare, tai pensiile speciale. Păi nu ți-ai bătut joc și ori bătut joc de oameni, după ce ori ajuns la guvernare, stai domnule, că i-ați mai văzut pe ea de la USR să se tăvălească prin Parlament cum făceau înainte să fie la putere, că vor pensii speciale, când își rupeau cămașa de pe ei, că au murit oamenii ăia nenorociți la colectiv, până au ajuns la putere, s-au instalat în senatori și deputați și ai găta cu ei. N-ai mai auzit de nimic, nu și-or mai rup nici chimeșa de pe ei, n-or mai făcut nici tămbălău în Parlament, ba mai mult, au început să ne acuze pe noi și liderii noștri că facem circ. Da? Am luptat 4 ani de zile în Consiliul Local, de unul singur, cu o mașinărie din asta imposibilă, am fost singurul consilier local care am propus proiecte de hotărâri, dacă era o ședință de Consiliul Local în care nu propuneam un proiect de hotărâre în următoare, aveam 2, și cel puțin 3-4 amendamente la restul proiectelor pe care le studiam. Ăștia de acum nu fac nimic, v-am spus că FSN și atât, toți împreună și unii pentru toți. Nu există opoziție. Opoziție înseamnă proiecte de hotărâri. Punct. Nu există altfel de opoziție în Consiliul Local. Bă, câte proiecte de hotărâri ai făcut? Bă, unul în 2 ani. No, du-te acasă, acum. Nu mai sta 2 ani, că pierzi vremea. Îți dă oamenii salariul degeaba. Asta e clar. Așa ar trebui să fie. Dacă ar fi oameni de bun simț, ar pleca acasă și și-ar vedea de treabă. Nu fac treaba asta, că sunt oameni lipsiți de caracter. Râd în față. Cine mai știe peste 2 ani de zile că a fost consilier local? Zice, dom'le, peste 2 ani de zile eu mi-am aranjat apele acolo, am mai legat niște bani publici la firmele mele, s-au alumbat ușa mea și sănătate bună, știi? Avem aici 2 întrebări. Da. De la domnul Mara Petre. Și întreabă, este aurul partid conservator bazat pe ideologie creștină? Sunteți de acord că România se va redresa doar dacă se întoarce la originele ei creștine? Evident că da. George Simion a spus în nenumărate rânduri, adică cum această vedem, cum vedem asta? E definire a partidului, da? Care și prin statut o găsiți, iar colaborarea cu celelalte partide conservatoare din Europa este una oficială. O să și vedeți lucrurile astea oficializate și mai mult chiar și la noi în județ în următoarea perioadă. Asta este descrierea perfectă a ceea ce este aur astăzi. Doamna Luminița? Confirm ce și subliniez și cum ar trebui groșez. Da, cum ar trebui oamenii să procedeze ca într-adevăr viața lor să se schimbe, ca și implicare în comunitate, normal. Da. Să participe la această schimbare, nu să stea și doar să se plângă că le merge rău. Îmi merge rău, dar merge și din cauza mea îmi merge rău, că eu nu particip la ceea ce vreau să se schimbe. Concret ce ar trebui să facă? Cum ar trebui ei să participe? Ieșirea la vot, într-adevăr, cum am spus. Și până atunci? Până atunci, local. Deci să se ajute între ei, să identifice potențialii viitori primari sau consilieri în care ar putea să aibă încredere și cu care s-ar putea dezvolta comunitatea locală. Degeaba stăm în casă și ne uităm la televizor sau pe Facebook și butonăm și ne plângem că nu ne merge bine, că este același lucru, nu se schimbă nimic dacă nu participăm. Doar stăm și ne plângem și ne uităm. Da, deci până la vremea votului, ce ar trebui să facă oricine care într-adevăr vrea schimbare în jurul lui? Să fie el schimbarea. Păi da, oamenii de obicei nu sunt... să spunem așa, să aibă ei inițiativa, să înceapă ei ceva. S-ar lipi mai undeva. Răspunsul... Noi am avut inițiativa și avem inițiativă. Ne văd permanent pe stradă. Răspunsul colegei este mai mult decât fascinant. Asta spunea Doina Cornea într-un interviu, v-am mai spus de atâtea ori, că
noi suntem cei care schimbăm, este celebră expresia lui Kennedy, președintele american, care spune să nu aștepți să facă țara pentru tine, să faci tu pentru țară. Corect. Și cam și mai scurt și mai concis v-a spus colega același lucru. El asta spun e. Și celorlalți care îmi spun că de ce te tot duci? Eu nu pot să stau în casă și să mă uit la televizor să văd ce se întâmplă. Așa. Eu vreau să fiu acolo când se întâmplă lucrul respectiv. Vreau să particip la lucrul acela. Și dacă pot să schimb, să ajut, dacă lucrul acela duce la un rezultat, la un final pozitiv, eu vreau să fiu acolo, vreau să pun și eu o cărămidă. Cum mă lipsim cetățenii să facă la fel? Prin exemplul nostru. Prin exemplul nostru. Este singurul lucru care funcționează. Vă poate spune asta orice psiholog. Psihologia aplicată este cea mai bună cale. Pentru că asta trebuie în România. Cumva oamenii mișcați să ajungă să conștientizeze că într-adevăr pentru ceea ce nu facem plătim mult mai mult decât pentru ceea ce facem. Și dacă nu avem aceste exemple, poftiți? Mai spuneți o dată asta. Pentru ceea ce nu facem plătim mult mai mult decât pentru ceea ce facem. În timp, evident. Însă e ca la o casă. Dacă nu faci lucrurile cum trebuie la fundația ei, că tot vreau să-mi laud acum casele pe care le construiesc, atunci lucrurile se vor răsfânge asupra construcției. Îmi pare rău că emisiunea mai avem numai un minut, însă închei cu asta. Datoriile pe care municipiul Alba Iulia le are și falimentul spre care primăria municipiului se îndreaptă cu repeziciune sunt plata prostiilor făcute în ultimii 20 de ani, nu astea de acum. Da. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru că ați venit și văd oameni minunați și se confirmă ceea ce spun, că încă sunt oameni în popor, oameni valoroși, oameni competenți. Și ați auzit mai devreme, dragi telespectatori, că plătim mai mult pentru ce nu facem decât pentru ceea ce facem. Am zis bine? Corect. Da? Citat Mircea Trifu, nu? De la da, mine. Mai repetați-l o dată. Nu mai repet, ba, lăsăm da, pe... Acum pe încheiere, vreau să-l repetați încă o dată. Plătim mai mult pentru ceea ce nu facem decât pentru ceea ce facem. Da, deci cred că dacă acest lucru vă intră la suflet, veți lua atitudine și veți acționa în jurul dumneavoastră și veți face țara mai frumoasă. Vă spunem la revedere și ne vedem data viitoare. Mulțumesc!